O persoană a decedat, iar alte 6 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident grav care a avut loc pe traseul din apropierea satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodăm. Accidentul a fost provocat de un automobil Mercedes condus de un ucrainean în vârstă de 63 de ani. Acesta avea la bordul mașinii alți doi bărbați de 33 și 49 de ani, o femeie de 47 de ani și un copil de 12 ani, tot cetățeni ai Azerbaidjanului. Automobilul se îndrepta spre orașul Ștefan Vodă, iar pe traseu a ieșit pe acostament, lovindu-se frontal cu o altă mașină, condusă de un moldovean de 60 de ani, care avea în calitate de pasager o femeie de 57 de ani. În consecință, femeia azeră a decedat pe loc, iar celelalte 6 persoane implicate în accident au fost preluate la spital pentru îngrijiri medicale. Pe caz a fost pornit un proces penal. Două vile au fost distruse de flăcări în orașul Codru, potrivit Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență. În dimineața zilei de 24 iulie, pompierii din capital au intervenit pentru a lichida un incendiu de vegetație din curtea unei vile din localitate. Focul însă s-a răspândit peste două case, fiind nevoie de intervenția 4 echipaje de pompieri. Dintr-o casă incendiată a fost scoasă o butelie de gaz, astfel fiind evitat riscul producerii unei explozii. Totodată, proprietarul unei dintre locuințele incendiate a fost evacuat din zonă de risc, în timp ce încerca să stingă focul singur. Acesta a suferit arsuri la o mână și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Focul a distrus în totalitate două vile și vegetația uscată din preajmă, iar oamenii legii au inițiat o anchetă pe acest caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor izbucnirii focarelor. Responsabilii GSU îndeamnă repetat populația să respecte regulile antiincendiare, în special în perioada caniculară. Salvatorii amintesc că incendiile de vegetație pot provoca pagube materiale semnificative și pot duce la pierdere de vieți omenești. Un tânăr de 18 ani a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit că și-ar fi violat propria bunică. Infracțiunea a avut loc pe 28 decembrie 2023, într-o localitate din centrul Republicii Moldova. Băiatul, care avea pe atunci 17 ani, a pătruns abuziv în locuința pensionarei, ar fi imobilizat femeia, legându-i mâinile și astupându-i gura. Apoi ar fi avut acte și rapoarte sexuale neconsimțite cu bătrâna. Individul și-a recunoscut integral vina. Drept măsură preventivă, el a fost obligat să nu părăsească Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Dacă fapta va fi dovedită în instanță, tânărul riscă să petreacă până la 6 ani în pușcărie. Mai multe școli auto din Chișinău, Ialoveni și Comrat au fost percheziționate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul unor dosare de trafic de influență și fals în acte publice. Potrivit probelor administrate, bănuiții ar fi pus în funcțiune o schemă de fraudare a procesului de eliberare a permiselor auto contra unor remunerații ilicite. Astfel, intermediarii susțineau că ar avea influența asupra membrilor comisiilor de examene din cadrul secțiilor de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto ale Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să faciliteze procesul de susținere a probelor teoretice și practice. De asemenea, solicitanților li se asigura și certificatele medicale contra cost cu omiterea prezenței fizice a persoanei, dar și certificatele de absolvire a cursurilor teoretice și practice la școlile auto. Astfel, în cadrul urmăririi penale și a investigațiilor întreprinse de CNA, s-a constatat că pentru întregul proces de obținere a permiselor auto erau pretinse în medie sume de 1000 de euro. În urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață la sediile școlilor auto, la domiciliile și autoturismele bănuiților, au fost ridicate sume de bani, proveniența cărora urmează a fi stabilită, copii ale unor acte de identitate, cu sume de bani atașate, în scrisuri de ciornă și dispozitive de stocare a informațiilor. Cercetările pe caz continuăm. O grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor sintetice pe teritoriul capitalei, raioanelor Ungheni, Strășeni și municipiul Bălț a fost destructurată de oamenii legii. Activitatea grupării a fost documentată timp de o lună. Din grup făceau parte 4 bărbați și 2 femei, care erau responsabile de distribuirea substanțelor interzise în ascunzișuri. Drogurile erau comandate de cumpărători prin intermediul platformelor online. Ca urmare a acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații,
Suspecții cu vârste cuprinse între 19 și 29 de ani au fost reținuți. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, polițiștii au ridicat 500 de grame de droguri sintetice de tip PVP, 400 grame de amfetamină, 350 de grame de substanțe narcotice de tip mefedron, 200 de grame de hașiș și marihuana. Valoarea estimativă a substanțelor narcotice depistate constituie 1 milion de lei. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar pe numele învinuiților au fost emise mandate de arest pe un termen de 30 de zile. Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată, ei riscă închisoare de la 5 la 10 ani.